Acum aș dori să citim Psalmul 103. Psalmul 103, să ne ridicăm. Psalmul ăsta se citește foarte mult la sărbătoarea mulțumirii și nu cred că e redundantă acțiunea noastră de a-l reciti și să-l recitim în auzul tuturor celor care sunt prezenți. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți izbăvește viața din groapă, El te încurunează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mare e bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Căci El știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cuprinde ea nu mai cunoaște. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste tot. Binecuvântați pe Domnul Îngerului, care sunteți tare în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvântului Lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui, robii Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui. Binecuvântează suflete pe Domnul. Amin. Psalmul 103 este o comoară asupra căreia se cuvine să zăbovim mai mult timp. De fapt, niciodată nu putem să-i epuizăm conținutul. De aceea doresc ca din nou atenția noastră să se îndrepte spre acest psalm. Psalmul acesta poate fi analizat din multe perspective. O perspectivă pe care o propun în seara aceasta este să observăm felul în care cuvântul tot, toate, sau opusul acesteia, niciunul, niciuna, sunt folosite în acest psalm. Psalmul începe cu un îndemn către suflet. Binecuvântează suflete pe Domnul. Și este un îndemn foarte potrivit. E îndemnul la mulțumire. Dar psalmistul nu se oprește aici, ci elaborează. După ce spune, binecuvântează suflete al meu pe Domnul, zice, și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt. Tot ce este în mine să binecuvânteze numele Tău Cel Sfânt. Binecuvântarea lui Dumnezeu sau mulțumirea față de Dumnezeu trebuie făcută cu toată ființa noastră. Numai așa mulțumirea e potrivită, numai așa binecuvântarea noastră este acceptabilă. Tot ce este în mine. În mine este rațiune. În mine există simțăminte. În mine există voință. Toate trebuie să binecuvânteze pe Domnul. Toate trebuie să se unească în mulțumire față de Domnul. Rațional, știu cât îi datorez lui Dumnezeu. Volițional, știu ce trebuie să fac. Emoțional, știu cui trebuie să-i dau iubirea și simțămintele mele. Nu există și suflet și spirit. Ambele trebuie să binecuvânteze pe Domnul. Binecuvântează suflete pe Domnul. Nu doar rațiunea, psihul trebuie să fie implicat în binecuvântarea lui Dumnezeu, ci toate componentele noastre, inima, centrul personalității noastre, inima în întregime, nu pe jumătate, trebuie să binecuvânteze pe Domnul. Tot ce este în mine să binecuvânteze numele Tău cel Sfânt. Următoarea propoziție a psalmului, unde apare cuvântul tot, totul, toate. El îți iartă toate fără de legile tale. Gândiți-vă ce propoziție uimitoare este aceasta. Dumnezeu iartă. Și lucrul acesta este uimitor.
Dumnezeu iartă pe cei care i-au lezat majestatea și noi suntem aceia. Și noi știm de ce iartă. Pentru că Domnul Iisus a plătit păcatele noastre. El iartă și tot El plătește pentru vinovăția noastră. Faptul că Dumnezeu iartă este uimitor. Dar faptul că iartă toate fără de legile este și mai uimitor. Nu iartă doar fără de legile mici. Nu iartă doar fără de legile și oamenii sunt înclinați să le treacă cu vederea. Nu iartă pe cele ce pot fi scuzate. El iartă toate fără de legile noastre, indiferent cât sunt de mari, indiferent cât de frecvente sunt, indiferent cât de oneroase sau distrugătoare sunt. El iartă și ceea ce oamenii nu pot ierta. Iartă ceea ce societatea nu poate ierta. El iartă toate fără de legile noastre. Suntem mulțumitori? Binecuvântăm numele Domnului. Știți ce ar fi dacă Dumnezeu n-ar ierta fără de legile? Cineva a spus, sunt mulțumitor pentru că știu de unde m-a scos Domnul. Și după ce a adăugat, și mulțumesc Domnul gândindu-mă unde puteam fi, dacă nu era iertarea Lui și harul Lui. Următoarea frază în care apare cuvântul tot, totul, toate, El îți vindecă toate bolile tale. Primul îndemn, nu uita niciuna din binefacerile Lui, adică amintește-ți de toate binefacerile Lui. Și a doua pe listă, după iertare, psalmistul o pomenește pe aceasta vindecarea. El îți vindecă toate bolile tale. Știți că avem două probleme în existență. Știți care sunt? Întâi, avem păcatele. Dar păcatele și-au găsit rezolvarea în iertare. Mai sunt însă și consecințele păcatelor. Dumnezeu ne oferă binecuvântarea că ne iartă păcatele și apoi ne oferă binecuvântarea că în bunătatea Lui elimină consecințele dezastroase ale păcatelor, printre care sunt și bolile. Bolile sunt reprezentative pentru consecințele păcatului. Trupul fiecărui om și sufletul fiecărui om sunt bolnave și din pricina păcatului. Păcatul atrage judecata și condamnarea, dar Dumnezeu ne iartă toate păcatele și vindecă toate bolile cauzate de neascultarea noastră. Așa să fie? Trupul și sufletul nostru suferă într-un fel sau altul din pricina păcatelor. Ei bine, Dumnezeu ne vindecă toate bolile pe care le-au cauzat păcatele. Toate fără de lege le iartă, toate bolile le vindecă. Bine, vei spune, când le vindecă? Eu am problemă cu sănătatea. Și eu am problemă cu sănătatea. Și nici un om care nu aibă probleme cu sănătatea. Parțial. Bolile sunt vindecate aici și acum. Să vă dau exemple. Un om care se pocăiește vede dintr-o dată că trupul și psihicul său experimentează o serioasă îmbunătățire. Așa este? Ia. Este o vindecare pe care Domnul o face imediat când un om se pocăiește. Apoi, un om care își mărturisește păcatele în care a căzut sau a trăit, experimentează de asemenea o vindecare a bolilor. David zice, câtă vreme am trecut, ce se întâmpla? Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, mi se usca vlaga cum se usucă pământul ca seceta, de seceta verii. Și ce a făcut? A stat în starea asta? Atunci am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatelor mele. Mai a fost condiția aceea în care îi se topeau oasele și se usca vlaga? Mai a fost condiția aceea? A dispărut. De ce a dispărut? Pentru că au dispărut păcatele care cauzau condiția aceea trupului și a psihicului. Dumnezeu face minuni și astăzi. Cu ani în urmă am avut așa niște dureri de stomac. M-am dus în biroul acolo care l-aveam și m-am pus cu fața la pământ, era joi seara înainte de biserică și m-am mărturisit Domnului din nou toate păcatele care le-am știut. Toate le-am luat din fruncie așa pe care mi le-am mintit și am zis după fiecare păcat, Doamne, mulțumesc că și pe ăsta l-a iertat pentru că Domnul Iisus a plătit pentru păcatul ăsta.
Am venit apoi în biserică și am zis fraților, surorilor, rugați-vă pentru mine, că am o durere de stomac de 2-3 săptămâni, nu trece. Deci am probabil că am cancer. La sfârșit, fratele Marcel și fratele Daniel bea multă apă. M-am dus acasă, am zis soție, du-mă în parc cu apă, ne-am rugat împreună și am cerut și iertare. Așa se cuvine, nu? Nu numai Domnul, și celor care le greșim trebuie să ne cerem iertare. Și m-am pus în pat și m-am trezit a doua zi, știți cum m-am trezit? Fără nici o durere. Și n-am mai avut durere de stomac. Slavă Domnului! Le-ți vindecă toate bolile tale, dar ce-am spus? Că ele sunt vindecate parțial aici și acum. Vindecarea de care autorul vorbește este vindecarea finală. Vindecarea atunci când trupul nostru va fi și el mântuit și glorificat la înviere. Prin rănile lui suntem tămăduiți. E o certitudine că trupul fiecărui credincios și psihicul fiecărui credincios vor fi vindecate total. Toate bolile noastre vor fi eradicate. O altă realitate în care este folosit cuvântul tot toate. Domnul face dreptate tuturor celor asupriți. Nu numai câtorva, tuturor celor asupriți. Acum, cine sunt cei asupriți? Știți, asupriți sunt cei care nu pot să se opună celor care îi abuzează, așa-i? Ăștia sunt asupriți. Ce promite Dumnezeu? Că El le face dreptate dacă nu-și fac ei dreptate. Știți că există și oameni credincioși care zic, fac eu dreptate. Dumnezeu zice, fă-ți dreptate atunci. Dumnezeu promite că face dreptate tuturor celor care s-au supriți și nu-și fac ei dreptate. Acum, vreau să te întreb, ești asuprit? Ești nedreptățit? Adu-ți aminte că Dumnezeu face dreptate tuturor celor asupriți. Nădăjduiește în El, așteaptă ajutorul Lui, El face dreptate. Știți care e dreptatea care ne-a făcut-o în prima dată? Că noi toți am fost oprimați de păcate, nu? Asupriți de cel rău. Prima dreptate care ne-a făcut este că ne-a dat în dar mântuirea Domnului Iisus. Asta e dreptatea care s-a arătat acum, pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și apoi face dreptate în toate celelalte domenii. Zice un psalmist, zice, se va face odată dreptate. Și mai adaugă ceva. Și toți cei credincioși o vor găsi bună. Vor vedea cât de drept e Dumnezeu. Dumnezeu face dreptate tuturor celor asupriți. O altă instanță în care apare cuvântul tuturor. Aș vrea să observați și ceva. Există și realități limitate care sunt menționate în acest psalm. Și această limitare este binecuvântare pentru noi din partea Domnului. Zice, El îți iartă toate fără de legile tale. Aici nu este nicio limită. Ce binecuvântare! El îți vindecă toate bolile tale. Nici o limită! Toată pedeapsă limitată și toată condiția noastră cauzată de păcat va fi vindecată într-o zi. Dumnezeu nu iartă parțial, nu ne judecă pentru o parte din păcate, nu ne vindecă parțial, ci ne vindecă total atunci când îl vedem pe Domnul Iisus Hristos. Acum să observăm că atunci când e vorba de caracteristicile lui Dumnezeu și acțiunile Lui prin care ne oferă har, ele sunt date în întregime, fără limite. Când e vorba însă de, și pomenit aici, disciplina Lui. Acolo, caracteristicile divine au limită precisă și clară. Mânia Lui ține doar o clipă. El nu se ceartă fără încetare, limită de timp, nu? Dar bunătatea Lui ține în veci, asta e fără limite în timp, nu? Îndurarea Lui la fel. Mânia și cearta Lui Dumnezeu cu noi nu sunt fără capăt. Nu sunt nelimitate în intensitate și în durată, ci sunt foarte limitate. Mânia Lui ține o clipă, un fragment de timp. Cel mai mic fragment al timpului. Atâta ține mânia Lui Dumnezeu cu cei pe care El iubește. Partea a doua a psalmului, cuvântul tot, totul, toate, apare din nou în analiza unor realități care sunt la fel binecuvântarea noastră. Ce Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste tot. Nu este un motiv de mulțumire? Că Dumnezeu stăpânește peste tot? Că nu există un lucru care să scape autorității lui Dumnezeu și stăpânirii Lui. Există două grupări în creștinism, arminienii și calviniștii. Astea sunt numiri convenționale, așa. Dar unii care zic că Dumnezeu e suveran,
Și el hotărăște toate lucrurile și l-a planificat toate lucrurile. Și a zis, na, Dumnezeu dă libertate omului și omul face ce vrea și omul are liber arbitru. Vreau să vă întreb, cine vrea să trăiască într-o lume în care omul are liber arbitru? Dumnezeu, ai vrea? Eu n-aș vrea. Când comuniștii au pus în închisoare pe frații noștri, le-au zis, aici vă puteți descoasele. S-a dat Dumnezeu la o parte și a zis, acum nu pot să mai fac nimica. Dacă ăștia au spus că ei omoară în închisoare, ei au libertate, pot să facă ce vor, eu nu intervin să opresc omul. Așa au zis Dumnezeu. Dumnezeu a zis, numai 4 ani, numai 3 ani și jumătate. Și au scos pe toți din închisoare, vii și teferi. Cine se mulțumește cu un Dumnezeu care nu stăpânește peste tot? Ce motiv de mulțumire? Că avem un Dumnezeu care stăpânește peste tot. Domnia Lui se extinde peste toate lucrurile, absolut toate. Se extinde peste toate ființele din univers. Să mulțumim Domnului pentru domnia Lui, care ne aduce toate beneficiile superlative la acestei guvernări a Lui perfecte. Și dacă aceasta e realitatea, atunci toate făpturile inteligente au datoria să laude pe Domnul. Și este exact ceea ce psalmistul îndeamnă, observă și îndeamnă. Zice, binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui. Îngeri aceștia care sunteți mari și puternici, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui în toate locurile stăpânirii Lui. De câte ori se repete cuvântul toate. Datoria tuturor făpturilor Lui Dumnezeu este să laude numele Lui, să binecuvânteze pe Domnul, să-i mulțumească toate oștirile Lui, toți robii Lui, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui. Cum să încheie acest psalm? La observația că toate făpturile inteligente și toate lucrările Domnului au datoria să binecuvânteze pe Domnul, psalmistul se întoarce din nou spre sine și zice, binecuvântează sufletul al meu pe Domnul. Cum a început psalmul? Binecuvântează sufletul al meu pe Domnul. Cu același îndemn se și sfârșește. Psalmistul începe cu el și sfârșește cu el, cu datoria lui. Nu începe cu alții să le arate datoria și să sfârșească cu alții, să oprească la alții, ci începe cu sine și sfârșește cu sine. Și acum, când fac așa cursul de homiletică cu cei care se pregătesc să predice cuvântul, le spun că una din cele mai urâte proceduri a predicatorului este să se adreseze mulțimii din față cu învățături, cu sfaturi, cu îndemnuri, cu corectări și să nu se includă pe ei înșiși în acestea. De exemplu, predicatorul care a fost multă vreme la Harvest, tot timpul predica în felul acesta, you need to adjust your life, you have to do this and that. Niciodată n-a spus, we need to adjust our life. Niciodată n-a spus așa. Noi avem nevoie de corectare. Noi avem nevoie de ajustare. Mi-am aduc aminte și că unul român care studia la Oxford întotdeauna zicea, să vă învăț acum. Niciodată n-a zis, să învățăm împreună. Aici e psalmistul care zice, binecuvântează sufletul meu pe Domnul, încep cu mine și mă învăț pe mine. Apoi îndemn pe toți cei din univers, îngerii, oștirile, robii Domnului, să binecuvânteze și ei numele Domnului. Și apoi se întoarce din nou la sine și spune, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În datoria ce o am de a mulțumi Domnului, să nu mă uit la alții. N-am dreptul să mă uit la privilegiile lor și apoi să mă amărăsc că n-am privilegiile lor. Să nu socotesc ce au alții. Să văd ce n-am eu și să mă amărăsc, ci să număr binecuvântările mele, multe, mari și minunate. Da, trebuie să îndemnăm și eu și dumneavoastră să îndemnăm pe alții să aibă aceleași atitudine de mulțumire, așa cum avem noi. Dar trebuie să arătăm prin exemplu personal că lăudăm pe Domnul din toată inima și suntem mulțumitori. Psalmul 34, tot un psalm al lui David, e greitor. Știți cum începe? Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Și apoi zice, lăudați pe Domnul împreună cu mine. Nu îndeamnă pe alții să laude pe Domnul, ci El începe și apoi îndeamnă și pe alții împreună cu El să laude și să mulțumească Domnului. Eu, zice David, voi binecuvânta pe Domnul și apoi îndeamnă pe alții să se unească cu El.
cum se sfârșește Psalmul 103, cu îndemnul de la început. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul. Se pare că psalmistul o ia de la început. Și de ce o ia? Pentru că nu vrea să uite nici una din binefacerile Domnului. Vrea să le menționeze pe toate. Și cum, din moment ce Domnul i-a iertat toate păcatele și a vindecat toate neajunsurile, el vrea să menționeze toate binefacerile Domnului în ruga lui de mulțumire. Haideți să procedăm și noi la fel. Când e vorba de mulțumire, să avem în vedere toate binefacerile Domnului. Când e vorba de a uita, să nu uităm nici una din binefacerile Lui. Lauda să fie totdeauna în gura noastră. Știți cum e posibil să nu uităm niciuna din binefacerile Domnului? Când ne oferă să mulțumim imediat și apoi să repetăm mulțumirea. Pentru că un lucru care repeți, nu-l uiți. Dacă repetăm mereu și mereu în rugăciune mulțumirile care le avem la adresa Domnului, nu vom uita niciuna din binefacerile Lui. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți, să putem să fim și noi ca psalmistul, să stăm de vorbă cu sufletul, să ne numărăm binecuvântările și apoi să mulțumim Domnului pentru toate binefacerile care sunt așa de multe și minunate de care ne-a făcut parte în Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin.